suprafață de 160 de metri și în spirală la 45 de grade și cel mai bine ar fi... Ăștia toți se țin de capul nostru. Să o facem. Nu vrem ca să pierdem ceva din concert. Confruntării finale, Lee. Și timpul ca toată lumea să vadă cine ești cu adevărat. Este clădirea cea mai avansată tehnologie construită vreodată. Și așteptați să vedeți sistemul de reciclare al deșeurilor. Oh, domnule Manny. Testam turbolifturile, domnule Lee. Și sunt foarte bucuros să spun că merg perfect toate. Da. Aceasta este echipa. Să-i cunoști. Iar acum am să vi-l prezint pe șeful Comisiei de Securitate a orașului Landmark City. El este aici ca să ne dea aprobarea. Doar o formalitate, domnule Lee. Sunt foarte sigur că titlul e ca la carte. Dar ce minunăție de costume aveți aici. Puțin atenție, vă rog. Doresc să vă informez că această clădire are de acum o nouă conducere. A mea, ca să fiu mai precis. Și voi toți o să fiți exterminați. Suntem izolați de lume. Haide! Haide, haide, haide! Suntem înțepeniți aici. Locul ăsta e bântuit sau ce? Se schimbă decorul. Părea o idee bună pe hârtie. Shark, băieți, sunteți bine? Da, dar primul pas a fost tare ciudat. Nu văd niciun semn de ieșire. O fi pus asta la cale Pain? Mi-e teamă că Pain nu are nimic de a face cu aceasta. N-aș recunoaște vocea asta oriunde. Asta e opera arhitectului. Cum îl cheamă? Creatorul acestei clădiri, Silas Green. Geniul lui era neegalat. Din păcate, am considerat necesar să pun capăt colaborării cu el înainte ca proiectul să fie gata. De ce l-ai dat afară? Cum aș putea spune? Silas este... Dezechilibrat? Asta voiai să spui. Personificare cu două fețe ale comiei capitaliste trădătoare. Vorbește cumva de domnul Lee? Băieți, voi auziți asta? Auzim, dar nu înțelegem. Silas, ce vrei de fapt? Dulcea răzbunare și clădirea mea înapoi! Asta nu a fost niciodată clădirea ta. Ai lucrat pentru mine! Asta da artă modernă? Scuze, nu știu ce m-a apucat. Nu vă scuzați, domnule Lee. Unii oameni îți pot provoca asta. Nu e nicio ieșire. Nu sunt ferestre, nu sunt uși. Trebuie să găsim o soluție.
În niciun caz nu vreau să pierd flăcările albastre în concert. Tu mi-ai spus să iau bilete pentru flăcările portocalii. N-am spus asta. Flăcările portocalii sunt o bandă pentru copii. Cum ai putut greși așa? Hei, tu ai spus portocaliu. Scuzați-mă. Ce? Ce? Hai să ne concentrăm pe cum să nu devenim grătari. Acum te urmăresc. Hei, Axel, avem o mică problemă aici. E un fel de incinerator și în curând o să fie cenușa noastră înăuntru, ai înțeles? Țineți-vă bine, băieți, vă scoatem noi de acolo. Mi-e frică că nu e așa de ușor de făcut asta, Axel. Silas acum controlează toată clădirea din centrul de comandă situat la ultimul etaj. Îndrăznesc să mă provoace. Foarte bine. Să înceapă joaca! Pulsul electromagnetic al ceasului meu a ars circuitele video ale clădirii. Domnul Lee apelează la tehnologie, acum e rândul nostru. Structura asta e asemenea echipată cu senzori de mișcare și căldură. Aveți nevoie de cineva care să cunoască clădirea. V-ați gândit la cineva? Salutați-l pe noul vostru ghid personal. Urmați-mă! Lifturile și scările sunt pline de capcane. Din fericire există o rețea mare de tuneluri de serviciu ascunse. Shark! King! Îmi miroase a șoareci. Se pare că suntem pe cont propriu. Nu, tu ești pe cont propriu și eu sunt tot pe cont propriu. Să stăm împreună. Când sunt mulți, puterea crește. Botice de securitate. Am gândit că prietenii voștri vor să vadă cu cine au de-a face. De vreme ce e ultima figură pe care o să o vedeți. Înapoi! 1-0 pentru extremă! Gol! Drăguț cățel, cu minte, cu minte jos, băiete! Aproape la fel de precis ca și tank blasterul meu. Cea mai bună invenția mea. Lipiți-vă de perete. Bună treabă. Oh, fugiți! Creionul e chiar mai puternic decât sabia. Urmați-mă! Nu sta așa, fă ceva! Mă gândesc! Deci ce se aude e morăritul! Bineînțeles! Ăsta e răspunsul. Dacă care a fost întrebarea? Să supraîncălzim servoizolatoarele așa de tare încât să scurt-circuităm rețeaua principală a motorului. Asta o să oprească toate frecvențele electromagnetice și o să provoace descărcarea razelor de particule de înaltă intensitate. Știam asta. Dar puțin cam rudimentar și cam previzibil, mi-e teamă. Acum suntem în sistemul de ventilație, ce facem? O să pornească în 10 secunde. Sunteți gata pentru o sesiune de stil liber, domnule Lee? Să formăm un cerc! Ce drăguț! Dar știți ce se întâmplă la sfârșitul dansului din jurul bățului?
Cădeți cu toții jos! Țineți-vă! Nu e vreo ieșire pe aici? Nu sunt ghidul vostru degeaba. Nu ajung la scurgerea din podea ca să deschid. Uită-te, podea! Credeam înainte că inspecția clădirilor e așa de plicticoasă. Care te auto-întrețin cât de fascinant! Nu la cuvântul ăsta mă gândeam eu! Când o să realizați, nevertebratelor, că sunt întotdeauna cu un pas înaintea voastră! Așteaptă numai până călcăm noi pe tine! Unde suntem? Trezește-te, se numește toaleta doamnelor! Oh, întotdeauna mă întrebam cum arată locul ăsta. Arată, e ca orice toaletă. Chiuvete, toalete, hârtie igienică, raze laser. Cam mult numai pentru a opri oamenii să fure hârtie igienică, nu-i așa, domnule Lee? Asta nu era în planurile aprobate. Arhitectul trebuia să fi programat emitătorul laser. Trebuia să fie o alarmă obișnuită. Să sperăm că nu are nimeni nevoie la toaletă. Da, nu-mi imaginam să se țină concertul în toaleta doamnelor. Privește, memorează și repetă. Cine e următorul? Unii dintre noi au alte talente. Vine cineva. Pregătiți-vă. Gata? Grozavă. Măi, omule, ce sunt robocameriste? Robocameriste cu tupeu? Să mergem! Te-ai rănit? Doar la urechi. E ciudat ce fac lifturile muzice bune. Trebuie să recunosc că ați jucat surprinzător de bine, având în vedere cât de strâmtorat sunteți. Eu zic că ar fi mai bine să joci solitar, pentru că acolo te joci singur. Joc șah cu voi, tu deșteptule! Nu l-ai făcut încă șahmat. Dar ce spui de mutarea asta? Te trimit pe acoperiș și trecem pe lângă! Camera de control, doar că trebuie să oprim chestia asta la momentul potrivit. Aproape, aproape! Acum! Gata! Ultimul etaj. Acum e rândul nostru să ne salvăm. Fără robot de gardă, fără raze laser, nu-mi place. E prea ușor. De ce crezi că e greșit să alegi o cale ușoară? Ar trebui să ciocănim. Sigur. Unde? Peste tot, dar de fapt nicăieri. Nu te-am prins pe tine, dar am recăpătat clădirea înapoi. Nu prea cred, nu? Mă simt ca o pasăre în colivie. Eu sunt pe drum să supraîncarc centrala electrică, în timp ce voi sunteți pe drumul către tărâmul de apoi. Numărătoare inversă începe. 6, 5, 4, 3. A inițiat o disrupție energiei. Am insistat să se ramforțeze camerele de refugiu de pe fiecare etaj. Măcar cel puțin avem un avantaj. Nebunul crede că am ars. Ah.
ajunge. Da, păcat că nu le putem folosi ca să scăpăm de aici. Voi doi continuați să mă uimiți cu inteligența voastră. Conducta asta merge prin impulsuri electrice. Trebuie să inversăm sensul în care se descarcă sarcina lor electrică. Avem nevoie de o șurubelniță. Chiar avem nevoie de o șurubelniță. Măcar am înțeles partea cu șurubelnița. Chiar astea sunt grozave? Aici ai mare dreptate. Lioness, Hulk, blocați tunelurile de aerisire de la fiecare etaj. Eu cu domnul Lee o să încercăm să-l zbârlim pe acoperiș. Axel, mă auzi? Am ieșit. Fii atent, arhitectul s-a pus în mișcare. Trebuie să-l găsim înainte de a transforma clădirea într-un uriaș artificiu. Nicio problemă, King și cu mine și cu noul nostru prieten am găsit o cale de a-l încolți. Etajul 23, sectorul B. Să mergem. Văd că șoarecii au scăpat din corsă. Pare că jucăriile timpului se vor juca cu noi. Hei, mie convine, întotdeauna îmi stricam jucăriile. Bum! Te pot ajuta? În stânga! Gata! Nici când? Hăi, al tău! Sectorul 4 e curat. Ceva nu e în regulă. A schimbat conductele de gaz. Nici o problemă, clădirea e ignifugă. Continuă să blochez tunelurile. Trebuie să-l prindem. Nu mă puteți opri. Eu știu toate secretele. Eu sunt omul cu planul. Vine spre tine. A mai rămas un tunel. Axel, pregătește-te! A ajuns la etajul 18! Acum dăm telecomanda. S-a terminat, Silas. No, până nu zic eu că s-a terminat! Eu sunt o legendă! Da, numai în mintea ta. Să vedem dacă mai poți spune asta acum! Drăguță jucărie. Puteți râde voi de mine, micuți gândăcei, dar clădirea asta e praf și pulbere și voi la fel. Te-am prins în sfârșit, Link. Nu o să-ți mai împrești minciunile de acum încolo. Sunt regele lumii! Am impresia că domnia vi s-a încheiat, dar noi nu renunțăm, majestate! Nu puteți face nimic! Nu puteți face nimic! Să facem un bun! Exact! Încrocișați razele!
Sigur că platforma asta nu e foarte sofisticată, dar a fost utilă. Liu, să mă trădeți așa cum m-a trădat și pe mine! Vă spun eu că nu e de încredere! Oho, nu ești cam paranoic? Să nu credeți un cuvânt din ce spune! Dragă domnule, îmi cer sincer scuze pentru aceste neplăceri cauzate de Silas. Neplăceri? Clădirea ta? Cum să spun? Uai, ce mai tare! Oh, ce dezordine! O să dureze ceva reparațiile. Cred că Silas a avut dreptate cu ceva. Clădirea asta e distrusă și trebuie închisă pentru totdeauna. Deci o să-mi fie greu să părăsesc bunătatea asta de clădire. Să mergem! Poate o să mai prindem sfârșitul concertului. Asta dacă vă plac flăcările portocalii! La ei m-a pus King să iau biletele! King!